Ieri, ministrul dezvoltării lucrării publice și locuinței Borbély László și Olosz Gergely, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, au efectuat o vizită în localitățile Polovrea și Scoarța, unde s-au întâlnit cu liderii comunităților de rom. Ministerul împreună cu Guvernul României au acordat un sprijin de 500.000 de euro comunităților de rom din județul Gorj, pentru rezolvarea unor probleme locative și de infrastructură. A fost o experiență unică pentru mine să discut direct cu și cu liderilor și cu comunitatea romilor de aici, pentru că noi avem concepție, putem să-i ajutăm. Fiecare comunitate va primi 125.000 de euro ca să rezolve o problemă punctuală. Vom putea construi locuințe pentru aceste comunități de romi și eu cred că noi, minoritățile naționale, de fapt, care avem specificul nostru, fiecare trebuie să rezolve problemele care îi sunt caracteristice. La întâlnire au participat primari, liderii instituțiilor locale, precum și membrii Consiliului Județean. Cu ocazia vizitei, delegația s-a întâlnit și cu reprezentanții UDMR din Târgu Jiu, unde Olosz Gergely a subliniat faptul că pentru UDMR este important sprijinirea și altor comunități care trăiesc în minoritate. În județul Gorj avem o relație bună cu etnia romilor. Cu această minoritate am avut o colaborare cam de un an și jumătate. În această perioadă am identificat problemele cu care se confruntă etnia romilor și din acest punct de vedere am încercat să dăm un sprijin. Ministrul Borbély László a vizitat la Rovinat cele 54 de locuințe anele predate luna trecută și a promis că la începutul anului 2008 se vor construi alte 38 de astfel de apartamente. Vizita din data de 13 noiembrie s-a încheiat în municipiul Filiaș din județul Dorj, unde delegația UDMR a ascultat problemele romilor din această localitate.